Bun găsit la ediție specială Raportul de Gardă Best of Vasco 2018. Sunt Maria Corbu. În ultimele 4 zile, sute de mii de români au aflat de pe platforma Raportul de Gardă cele mai importante știri despre inovația în oncologie. Imunoterapiile, oncologia de precizie și medicina digitală au marcat ediția din acest an, la care au luat parte peste 30.000 de specialiști din întreaga lume. Vă prezentăm în continuare sinteza celor mai importante știri de la Congresul Societății Americane de Oncologie Clinică, știri care schimbă practica medicală oncologică și orizontul de cercetare asupra cancerului, dar în primul rând, viața pacienților cu cancer. Trastuzumab este aprobat și folosit drept terapia adjuvantă pentru cancerul de sân de 13 ani. În acest timp, viețile a milioane de femei din întreaga lume au fost salvate. Administrarea trastuzumab a scăzut mortalitatea prin cancer la sân, a diminuat numărul recidivelor bolii și a crescut calitatea vieții. Studiul Persephone demonstrează că un tratament de mai scurtă durată cu trastuzumab aduce aceleași beneficii, dar cu efecte adverse mai puține. Mai multe detalii ne aduce colega noastră, Adriana Boată. Bun găsit! Bun găsit! Acest studiu, realizat în Marea Britanie, a urmărit peste 4.000 de femei. Acestea aveau cancer de sân în stadii incipiente care prezenta receptorul HER2. Trastuzumab acționează specific pe acest receptor și în acest moment se administrează timp de 12 luni. Studiul a comparat durata clasică de tratament de un an cu o durată mai scurtă de administrare a trastuzumab de numai 6 luni. Trastuzumab s-a adăugat chimioterapiei standard. Rezultatele au fost încurajatoare. Supraviețuirea la 5 ani pentru tratamentul de 6 luni a fost de 89,4% față de 89,8% pentru tratamentul de 12 luni. Autorii au concluzionat astfel că terapia de 6 luni este egală în eficacitate celei de 12 luni. În plus, tratamentul de 6 luni a adus mai puține reacții adverse. Numai 4% dintre paciente au fost nevoite să renunțe la trastuzumab din cauza problemelor cardiace față de 8% dintre pacientele ce au urmat 12 luni tratamentul. Pacientele care au primit 6 luni de trastuzumab au avut o recuperare a funcției cardiace mai rapidă decât restul. Peste 2 milioane de dolari ar putea fi economisiți dacă fiecare bolnav de cancer pulmonar non-microcelular ar fi testat de la început pentru toate mutațiile genetice asociate cu acest neoplasm. Mai multe informații are colega mea, Bianca Cucoș. Secvențierea de nouă generație, sau NGS, este cea mai eficientă metodă de testare genetică pentru bolnavii de cancer pulmonar. Testarea unui număr limitat de mutații, pe rând sau prin excludere, înseamnă timp pierdut și costuri suplimentare. Studiul prezentat la ASCO s-a raportat la sistemul medical din Statele Unite și a evaluat cazurile de cancer pulmonar non-microcelular. Realizarea profilului molecular complet prin NGS de la început ar putea aduce economii de peste 2 milioane de dolari în cadrul sistemului de asigurări Medicare. 45% dintre bolnavii de cancer pulmonar non-microcelular prezintă mutații genetice pentru care există tratamente specifice deja aprobate. Aceste mutații includ EGFR, ALK, ROS1 și BRAF. Pentru mutațiile MET, HER2, RET și NTRK1 există molecule evaluate în studii clinice. O problemă esențială este dezvoltarea unor teste genetice cost-eficiente, care pot identifica rapid un număr mare de mutații ce pot fi abordate prin tratamente țintite. Prin testarea comprehensivă de tipul secvențiere de nouă generație, nu ar mai fi necesare biopsii repetate și s-ar reduce costurile aferente testărilor pentru fiecare genă pe rând. În studiul prezentat la ASCO s-au evaluat costurile pentru 4 tipuri de teste genetice. NGS de la început, pentru toate mutațiile care au tratament în prezent, testarea fiecărei gene pe rând, testarea genei KRAS de excludere, urmată de testarea secvențială a celorlalte mutații și testarea panelului standard de 4 gene asociate cu terapii aprobate. Prin realizarea profilului molecular complet, s-ar economisi 1,4 milioane de dolari comparativ cu testarea de excludere a KRAS, 1,5 milioane de dolari comparativ cu testarea câte unei gene pe rând, 2,1 milioane de dolari comparativ cu testarea panelului standard de 4 mutații, ALK, EGFR, ROS1 și BRAF. De asemenea, s-a estimat că pentru procesarea datelor obținute prin NGS ar fi necesare doar 2 săptămâni, în timp ce pentru restul testărilor chiar și 5 săptămâni. Momentan, studiul se bazează pe estimări economice, însă următorul pas este analizarea sistemului de sănătate și aplicarea acestor testări de cost-eficiență în lumea reală. Mai multe informații găsiți pe pagina raportuldegardă.ro. Sindromul Lynch este asociat cu o serie de tipuri de cancer transmis ereditar. Un studiu genomic prezentat la ASCO arată că acest sindrom este asociat cu mai multe tipuri de cancer decât se credea. Care sunt implicațiile și ce trebuie să facem pentru a scădea riscul de cancer? Vă spunem mai târziu în jurnal. Ca
Cancerul pulmonar reprezintă principala cauză de deces prin cancer la nivel mondial. Una dintre cauzele acestei situații este că boala se depistează în faze avansate, când soluțiile de tratament sunt limitate, ca și supraviețuirea pe termen lung a bolnavului. Un studiu prezentat la ASCO 2018 aduce speranța că un simplu test de sânge ar putea să ducă la depistarea precoce în stadii incipiente a cancerului pulmonar. Corespondentul raportului de gardă, Mihai Dorobanțu, vine alături de noi cu mai multe detalii. Bun găsit, Mihai! În ce constă acest test și când ar putea fi disponibil și în afara studiilor clinice? Bun găsit! Studiul Circulating Cell-Free Genome Atlas este încă în desfășurare, dar datele preliminare sugerează că o simplă analiză de sânge ar putea detecta cancerul pulmonar în stadii incipiente. Potrivit autorilor studiului, ADN-ul tumoral care circulă în sânge ar putea fi analizat folosind secvențierea genetică pentru a diagnostica precoce cancerul pulmonar. Astfel de investigații, cunoscute ca biopsii lichide, sunt folosite la momentul actual pentru a alege terapiile oncologice țintite. Dar până de curând, nu existau dovezi clare care să arate că tehnica ar putea fi folosită pentru diagnosticarea precoce a cancerului. În această etapă preliminară a studiului au fost incluși 1700 de participanți, dintre care 127 sufereau de cancer pulmonar în stadii cuprinse între 1 și 4. Cercetătorii au testat 3 analize proiectate să determine mutațiile și alte schimbări genomice care ar putea indica instalarea cancerului pulmonar. Toate cele 3 prototipuri de analize au avut rezultate promițătoare, detectând cancerul pulmonar cu o rată mică de rezultate fals pozitive. Secvențierea țintită s-a dovedit a fi cea mai eficientă dintre ele, detectând jumătate dintre cazurile de cancer pulmonar în stadii incipiente și aproape 90% dintre cazurile de cancer în stadii avansate. O persoană din 300 suferă de sindromul Lynch, ceea ce crește probabilitatea respectivei persoane de a dezvolta un anumit tip de cancer, precum cancerul colorectal sau endometrial. Un studiu genomic prezentat la ASCO 2018 ne arată că acest sindrom este asociat cu mai multe tipuri de cancer decât se credea. Corespondentul raportul de gardă Bianca Cucoș vine cu mai multe detalii. Bun găsit, Bianca! Instabilitatea microsatelitară este un marker genomic care descrie un defect de reparare a moleculei de ADN. 16% dintre oamenii care prezintă markerul suferă de o afecțiune ereditară numită sindrom Lynch. Acesta se asociază cu apariția unui număr mare de mutații care cresc riscul unei persoane de a dezvolta mai multe tipuri de cancer. Studiul sugerează că toți pacienții care au tumor cu instabilitate microsatelitară ridicată ar trebui să fie testați pentru sindromul Lynch, indiferent de tipul de cancer sau de istoricul de neoplasme din familie. De altfel, o altă observație importantă este că sindromul cuprinde mai multe tipuri de cancer decât se credea anterior. 15.000 de probe tumorale, reprezentând peste 50 de tipuri diferite de neoplasme, au fost analizate printr-un test de secvențiere de nouă generație, MSK Impact. Pe baza rezultatelor, probele au fost împărțite în 3 grupe: fără instabilitate microsatelitară, cu nivel moderat al markerului și cu instabilitate microsatelitară crescută. Un sfert dintre tumorile cu instabilitate microsatelitară ridicată erau colorectale sau endometriale. Acestea sunt cel mai frecvent asociate sindromului și au fost testate de rutină pentru markerul MSI. Cel mai important rezultat este că jumătate dintre pacienții cu nivel moderat sau ridicat al markerului aveau tipuri de cancere care au fost rare ori asociate cu sindromul Lynch. Acestea includ mezoteliom, sarcom, carcinom corticosuprarenalian, melanom sau cancer ovarian. 45% dintre acești pacienți nu îndeplineau criteriile pentru testare genetică, conform antecedentelor personale sau familiale de neoplasme. Studiul demonstrează că sindromul Lynch presupune un spectru mult mai larg de cancere, astfel încât testarea genetică pentru această boală ar trebui să intre în rutină pentru toți cei care prezintă instabilitate microsatelitară la nivel tumoral. Cancerul pulmonar avansat beneficiază din plin de pe urma dezvoltării imunoterapiilor. Mai târziu în jurnal vă aducem toate informațiile despre două studii care au implicat atezolizumab și respectiv pembrolizumab la pacienți cu diverse forme de cancer pulmonar avansat. Chimioterapia ar putea deveni istorie pentru o categorie de paciente cu cancer la sân incipient. Un studiu a arătat rolul testării genetice pentru un panel de 21 de gene implicate în apariția acestui tip de cancer, pentru evaluarea beneficiilor chimioterapiei în această categorie de bolnave. Corespondentul raportului de gardă Adriana Boată ne spune de ce este atât de important acest studiu pentru bolnavele cu cancer de sân incipient. Bun găsit, Adriana!
Bun găsit! Studiul Taylor X este cel mai mare studiu asupra cancerului mamar de până acum și a implicat peste 10.000 de paciente. Rezultatele arată că pentru cancerele cu risc mediu de recurență, chimioterapia nu aduce beneficii în plus față de hormonoterapia standard. Aceasta este o veste bună pentru paciente care pot astfel evita reacțiile adverse ale chimioterapiei. Acestea constau, printre altele, în pierderea părului, astenie, afectarea fertilității și a senzației tactile cu furnicături, senzație de rece și dureri ce pot deveni permanente. Pe termen lung, chimioterapia poate conduce la disfuncții cardiace și la alte cancere, precum leucemiile. Pacientele cu cancer mamar incipient au fost testate genetic pentru o serie de mutații care realizează o predicție privind reapariția cancerului în urma tratamentului. Pentru pacientele cu un risc mediu de recurență, s-a demonstrat că adăugarea chimioterapiei la terapia hormonală standard nu aduce avantaje în ceea ce privește supraviețuirea fără semne de boală, recurența cancerului în alte organe și supraviețuirea globală. Cancerul pulmonar avansat beneficiază din plin de pe urma dezvoltării imunoterapiilor, atât în prima cât și în a doua linie de tratament. Corespondentul raportului de gardă Bianca Cucoș ne aduce acum în jurnal mai multe informații despre două studii importante. Primul dintre ele a evaluat impactul adăugării atezolizumab la chimioterapie în prima linie de tratament la pacienții cu cancer pulmonar non-microcelular nesquamos avansat. Cel de-al doilea studiu a evaluat rolul pembrolizumab în prima linie de tratament la pacienți cu cancer pulmonar avansat non-microcelular cu expresie a PD-L1 mai mare de 1% în comparație cu chimioterapia. Bun găsit, Bianca! Ce ne poți spune despre primul studiu, cel care a implicat atezolizumab? Studiul IMPOWER 130 a demonstrat că adăugarea inhibitorului PD-L1, atezolizumab, la chimioterapie crește semnificativ supraviețuirea în cancerul pulmonar avansat. Atezolizumab este un anticorp monoclonal care determină activarea limfocitelor T, crescând capacitatea sistemului imun de a distruge celulele canceroase. Studiul a urmărit eficacitatea și siguranța combinației atezolizumab-chimioterapie la pacienții cu carcinom pulmonar non-microcelular non-squamos în stadiul 4. 724 de pacienți au fost înrolați, jumătate dintre ei primind atezolizumab plus chimioterapie și jumătate doar chimioterapie. În studiu s-au atins următoarele obiective primare. Combinația dintre atezolizumab și chimioterapie determină o supraviețuire generală mai mare față de simpla administrare a chimioterapiei și medicamentul crește supraviețuirea fără progresia bolii. Cancerul pulmonar cauzează peste 4.000 de decese în fiecare zi în întreaga lume și este principala cauză de mortalitate prin cancer. În curând, chimioterapia nu va mai fi un standard în managementul bolii, întrucât imunoterapiile se dovedesc superioare în termen de eficiență și siguranță. Rezultatele studiului se adaugă dovezilor care susțin introducerea unei imunoterapii în linia întâi de tratament pentru cancerul pulmonar non-squamos avansat. Dar care sunt cele mai relevante date și din cel de-al doilea studiu despre pembrolizumab? Un alt studiu important care va schimba practica medicală în ceea ce privește cancerul pulmonar avansat este KEYNOTE-042. Pentru 2/3 dintre bolnavii cu cea mai frecventă formă de cancer pulmonar, pembrolizumab oferă mai multe beneficii comparativ cu tratamentul standard, chimioterapia. Administrarea pembrolizumab în monoterapie ca primă linie de tratament al carcinomului pulmonar non-microcelular determină o rată medie de supraviețuire mai mare și mai puține efecte secundare. Observația este valabilă indiferent de expresia markerului PD-L1 la nivel tumoral. Rezultatele studiului au demonstrat o supraviețuire cu până la 8 luni mai mare pentru bolnavii care au primit pembrolizumab, iar efectele secundare s-au înregistrat la 41% dintre cei care au primit chimioterapie și la doar 18% dintre pacienții cărora li s-a administrat pembrolizumab. Momentan, pembrolizumab este prima imunoterapie aprobată de FDA ca tratament inițial într-un tip de cancer pulmonar, având indicație în tumorile cu un scor al expresiei PD-L1 de cel puțin 50%. Deși se consideră că tumorile cu expresie crescută a PD-L1 răspund mai bine la tratamentul cu inhibitorii punctelor de control, studii anterioare au demonstrat că pembrolizumab este eficient chiar și în cazul neoplasmelor, cu expresie PD-L1 de până la 1%. Un studiu de fază 3 prezentat astăzi la ASCO 2018 ne aduce informații valoroase despre tratamentul cancerului pancreatic, una dintre formele de cancer marcate de o mortalitate crescută. Chimioterapia și radioterapia, administrate înainte de intervenția chirurgicală, au crescut perioada fără progresia bolii în comparație cu standardul de tratament, care în acest moment este intervenția chirurgicală. Corespondentul raportului de gardă, Mihai Dorobanțu, ne aduce acum mai multe detalii. Bun găsit, Mihai! Bun găsit!
Acest studiu este primul care a arătat că tratamentul cu chimioterapie și radioterapie înainte de intervenția chirurgicală îmbunătățește evoluția pacienților cu cancer pancreatic în stadii incipiente. În studiu au fost incluși 246 de pacienți cu cancer pancreatic operabil. Aceștia au fost împărțiți în mod aleatoriu în două grupuri. Pacienții din primul grup au beneficiat imediat de o intervenție chirurgicală pentru a îndepărta celulele canceroase, procedură standard în astfel de situații. Pe de altă parte, pacienții din al doilea grup au beneficiat de operație după 10 săptămâni de tratament cu o combinație de chimioterapie și radioterapie. Chimioradioterapia, înainte de intervenția chirurgicală, a avut un impact benefic asupra ratei acesteia de succes. În cazul a 63% dintre pacienții tratați cu chimioterapie și radioterapie, celulele tumorale au fost complet eliminate, în comparație cu doar 31% dintre pacienții care au primit îngrijirea standard. Beneficiile celor 10 săptămâni de tratament cu chimioterapie și radioterapie s-au observat și pe termen lung. Pacienții care au beneficiat de chimioradioterapie înainte de intervenția chirurgicală au avut un timp mediat de supraviețuire cu aproximativ 4 luni mai mare decât cei care au beneficiat doar de operație. Mai mult, pacienții tratați cu chimioradioterapie au avut șanse mai mari de supraviețuire la 2 ani de la intervenție. De multe ori, cancerul pancreatic avansează atât de rapid încât tumoarea nu poate fi eliminată chiar dacă se încearcă intervenția chirurgicală. De asemenea, mortalitatea rămâne ridicată în rândul pacienților chiar dacă aceștia se află sub tratament. Potrivit autorilor studiului, datele prezentate astăzi la ASCO ar putea schimba abordarea medicală cu privire la cancerul pancreatic. Cercetătorii caută acum și alte tratamente preoperatorii eficiente. Mai multe informații găsiți pe raportuldegardă.ro și pe pagina de Facebook Raportul de Gardă. Mai târziu în jurnal vă aducem dovezi despre beneficiile oncologiei de precizie în comparație cu modalitatea clasică, nepersonalizată, de tratament al cancerului. Un studiu amplu a comparat cele două conduite de practică medicală pe un număr important de pacienți, iar noi vă vom spune toate informațiile, concluziile și recomandările experților. În cadrul unui studiu randomizat de fază 3, M-folfirinox administrat pacienților cu cancer pancreatic, care fusese îndepărtat chirurgical, le-a prelungit durata de viață cu 20 de luni, spre deosebire de chimioterapia standard cu gemcitabină. De asemenea, pacienții au stat cu 9 luni mai mult în remisie. Mai multe detalii pe acest subiect are colega noastră, Adriana Boată. Adriana, ce este mai exact M-folfirinox? Bun găsit! M-folfirinox este un regim de chimioterapie compus din 4 medicamente diferite: oxaliplatin, leucovorin, irinotecan și 5-fluorouracil. O combinație asemănătoare este administrată actual ca terapie de inițiere pentru cancerul pancreatic metastazat. De obicei, după intervenția chirurgicală, terapia adjuvantă cu gemcitabină prelungește substanțial viața pacientului. Aceasta este utilizată ca terapie standard după operație de 10 ani. Prodigy24 a urmărit îmbunătățirea acestei metode. În studiu au fost înrolați pacienți cu adenocarcinom pancreatic ductal nemetastazat, cărora tumora le fusese îndepărtată chirurgical complet sau aproape complet. După o supraveghere de mai bine de 2 ani, timpul median petrecut în recurență era mult mai mare pentru grupul care primise regimul de chimioterapie. Aceleași rezultate încurajatoare s-au observat și în cazul supraviețuirii totale, precum și în creșterea perioadei până la apariția metastazelor. Autorii studiului precizează că unul dintre următorii pași va fi stabilirea perioadei optime de administrare a regimului chimioterapic. Se ia în considerare și testarea M-folfirinox ca terapie neoadjuvantă. Pentru mai multe detalii despre acest studiu, urmăriți-le pe site-ul nostru raportuldegardă.ro și pe pagina de Facebook Raportul de Gardă. Medicina personalizată și terapia țintită sunt elemente de actualitate în practica medicală, iar oncologia de precizie este chiar tema principală la ASCO 2018. Un studiu prezentat astăzi demonstrează că administrarea tratamentului în funcție de profilul molecular individual crește supraviețuirea bolnavilor de cancer avansate care sunt dificil de tratat. Mai multe detalii are colega mea, Bianca Cucoș. Prima terapie țintită a fost dezvoltată acum 20 de ani și de atunci medicina de precizie a contribuit la creșterea supraviețuirii pentru mulți bolnavi de cancer. La ASCO 2018 a fost prezentat studiul IMPACT, care a demonstrat că alegerea unei terapii personalizate, ghidată prin realizarea profilului molecular, se traduce printr-o supraviețuire mai mare la bolnavii cu neoplasme avansate și greu de tratat. Studiul a început în 2007 și a comparat eficiența tratamentelor țintite cu administrarea tratamentelor pe principiul one size fits all. Pacienții incluși în studiu aveau cancere cu evoluție nefavorabilă. Unii dintre aceștia au încercat până la 16 variante de tratament, dar fără succes. Peste 3.000 de pacienți au fost testați, iar la 1.307 s-a identificat cel puțin o modificare genetică. O parte dintre aceștia au primit tratament țintit, în funcție de caracteristicile genetice ale tumorii.
Cealaltă parte a primit o terapie convențională pentru că la momentul respectiv nu era disponibil un tratament compatibil cu prezența mutației. Valoarea media supraviețuirii generale, supraviețuirea fără progresia bolii, ratele de supraviețuire la 3 și la 10 ani au fost parametri care au înregistrat valori superioare, dacă tratamentul era ales în funcție de profilul genetic. Administrarea unei terapii țintite a reprezentat un factor independent care a prezis o supraviețuire generală mai lungă. Printre factorii care determină o rată mică de supraviețuire s-au numărat mutații genetice ale diferitelor proteine implicate în căile de semnalizare intracelulară, dar și alte elemente, precum prezența metastazelor hepatice, nivelurile crescute ale LDH, valorile scăzute ale albuminei, trombocitopenia, vârsta de peste 60 de ani. Dacă în primii ani ai studiului erau testate genele individual pentru diferite mutații, ulterior utilizarea secvențierii de nouă generație a permis testarea până la 50 de gene în același timp. Astăzi avem la dispoziție metode rapide și complete de testare genetică. Studiul IMPACT e o altă dovadă că metoda optimă este să tratăm bolnavii de cancer după profilul genetic și nu după localizarea tumorii. Găsiți mai multe informații despre oncologia de precizie la ASCO 2018 pe raportuldegardă.ro. Cancerul de esofag este a șaptea cauză de deces prin cancer. Doar 19% dintre pacienți supraviețuiesc la 5 ani după diagnostic. Pe lângă agresivitatea crescută, acesta este deosebit de greu de detectat și tratat. Studiul ASPECT își propune să împiedice apariția acestui neoplasm utilizând două medicamente ușor accesibile, aspirină și esomeprazol. Mai multe detalii ne aduce corespondentul nostru, Bianca Cucoș. Bun găsit, Bianca! În primul rând, ne poți spune cum apare cancerul esofagian? Bun găsit! Cancerul esofagian se dezvoltă cel mai des dintr-o leziune preneoplazică, denumită esofag Barrett. Aceasta constă într-o modificare a mucoasei esofagiene, cauzată de iritația continuă, cel mai frecvent prin boală de reflux. Având în vedere că între 80 și 90% dintre cazurile de cancer sunt precedate de esofagul Barrett, autorii studiului au evaluat eficiența aspirinei și esomeprazolului în întârzierea evoluției acestei leziuni preneoplazice. Studiul a inclus peste 2500 de pacienți care au primit în diferite doze esomeprazol și aspirină, timp de peste 8 ani. Combinația optimă s-a dovedit esomeprazol în doză ridicată și aspirină în doză mică, timp de minim 7 ani jumătate. Autorii estimează că au împiedicat apariția aproape un sfert dintre cazurile de cancere posibile. Cazurile de cancer care au apărut au fost amânate cu 2 ani de acest tratament. Și experții ASCO susțin acest demers terapeutic pentru pacienții cu esofag Barrett, deoarece îl consideră eficient și lipsit de riscuri. Aceștia îndeamnă pe pacienții cu esofag Barrett să ia în considerare acest tratament și să-l discute cu doctorul curant. Acestea au fost cele mai importante știri de la Congresul Societății Americane de Oncologie Clinică. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și de elita oncologiei mondiale la ASCO 2018. Rămâneți și în continuare pe raportuldegardă.ro și pe pagina de Facebook Raportul de Gardă pentru știrile actuale și relevante despre inovația în medicină.